acolo. Start! A rămas kilometraj în urmă. Să mor, dar a rămas kilometraj în urmă. Ai 4 de ore și tu ai 100 acum. A rămas kilometraj în urmă. S-a dus, a rămas acolo. Uite, uite acum tu frânești și el urcă ca viteză. Vezi? Da. Uite, uite la 100 acum. La 110 am pus frână. Bine m-am găsit la un episod, un episod în care mergem cu mașina adevărată, nu cu plastice noi. Cu o mașină care la vremea ei și chiar și astăzi încă se ține bine. Suntem aici cu Bogdan, cu proprietarul sau Bogdan. O să vă las acolo Instagram-ul lui în cazul în care aveți întrebări sau pur și simplu vreți să discutați cu el. Spune-ne câteva cuvinte despre mașina asta, pentru că e o mașină care s-a păstrat destul de bine și marea majoritate a mașinilor din generația asta, când vorbim de BMW, s-au păstrat foarte bine și încă sunt destul de bune. Despre ce e vorba, ce motorizare e, ce model e și de ce ți-ai ales mașina asta? Este un E39 din 2001, 2.5 benzină. Varianta costă 90 de cai. Deci la ele și 2.5 benzină n-am luat 2 litri diesel cum ia majoritatea. Sau 2.2. Da, sau nici 3.000, nici 2.2, nici 3.000. Am vrut, da, am auzit mai lucruri bune despre asta, motorul ăsta. Dar despre 2.2 așa ce știi în mare parte? Deci ai evitat 2.2 neapărat sau ai vrut? Ai zis 2.5 atât? Nu, am și un prieten care are un 2.2, știi, și el nu e... Trage într-adevăr, dar consumă da, ulei. Lui. Aia era, că mai mult consumă ulei. Dar, decât benzină. Da. Nu chiar așa mult, că am avut și eu odată problemă înainte cu asta. Pe motojus. Așa? Aveam garnitura de la culburător, era praf. Și am mers odată până la Constanța și aveam, când m-am întors, mai aveam 2 litri de ulei în motor. Da, e bine că mai aveai ceva. Gen din 7 litri și mi s-a oprit pe autostradă și zice, mă, ce am pățit. Uite-o, băieții cu 2-2, ia filmat asta. Băieții cu 2-2, când ai invitează cu ulei. Bun, și dacă tu nu ți-ai luat 2-2 sau 3000, consider că ăsta e cel mai bun motor pentru un E39 din punct de vedere al puterii. De exemplu, cât e impozitul ăsta? Cât de la primă? Peste 10 milioane, cred. Cam așa, în jur de 10 milioane. 10 milioane. 9800 sau 9700. La 2-2 cât e, Mihai? Cât dai tu? 700 de lei. Bine, asta depinde și de primărie. La da. 3000 deja te dai 28 de milioane. Da, am văzut și asta. Când vine vorba strict de capacitatea cilindrică. Întrebarea românului, cât consumă? Eu văd dacă ai un consum aici, cred că ăsta e pe termen lung, 14.4, nu? 14.4 e cel care resetez mereu, ăla unui de autostradă. A, și... Pe autostradă n-am mai fost, deci ce-am prins până la muncă când o merg pe centura Bucureștiului. Deci cam 13-14%, să zicem, că e consumul. Pe timp de iarnă, dar pe timp de vară, nu știu. Pe viteză medie de 20 de km/h. Adică majoritatea oraș. Da. Ceea ce 13-14% pentru un benzinar care totuși astea când au fost concepute nu erau făcute să consume puțin, să polueze puțin, ce Euro 4? Euro da. 4 ar trebui să fie, da, da. Da. Că au intrat mai repede. Au intrat mai... Lasă-mă că sunt mașini Euro 6 care de fapt elez non-euro. Păi, na, pe bune. Adică și când vorbim de asta, în principiu vorbim la diesel, că na, scos DPF, scoți EGR. Da, cine vrea putere sau astea așa. Da, dacă vrei să modifici pentru putere, într-adevăr, poluează mai mult, dar mașina e mult mai liniștită și respiră mult mai bine și merge mai bine. De ce ți-ai luat benzină și nu ți-ai luat diesel? Nu știu, nu prea vroiam diesel, că tot am condus diesel de la prieteni, a avut și tata mașina pe diesel și nu prea voiam. Am vrut benzină să încerc ceva nou. Gen că ar fi asta și W1-ul e oarecum echivalentul, să zic așa, la turbo. Păi și ai mai avut altă mașină diesel la ta strict și te-a dezamăgit cu ceva sau? Nu, a avut tata o dubă, un Mercedes. Și ce nu-ți place la diesel? Diesel. Nu știu, nu-mi plăcea. Era chestia că e diesel, nu știu. Costule, când te-a lăgat în benzină. Așa. În 2001. Și te-a ajuns din diesel 2017. Ai simțit că e liniște în... Mă, dar ești hater rău de tot. Vrei să vorbim de 2.2 acum? Nu, dar ai simțit că e liniște. Da, este liniște, normal, pentru că mașinile au fost concepute altfel și dieselul întotdeauna va fi mai zgomotos, că ăsta e dieselul, n-ai ce să-i faci. Dar are și dieselul avantajele lui. Clar. Adică pentru ce fac eu cu mașina și pe unde merg, cu siguranță e mult mai avantajos un diesel. Da, uite, de exemplu, pentru strict oraș, eu nu mi-aș lua diesel, mi-aș lua benzină, pentru că mi-aș bate joc ușor, Mihai. Mi-aș bate joc de un diesel în oraș, că n-are rost. Și plus că oricum să știi că la un diesel, 2000 dacă îți luai, cred că tu pe aici era consumă, 12-13. Dacă mergi tot așa pe perioadă scurtă sau în oraș, mai ales iarna. Și n-aveai cai ăștia. Și îl și înfundai și mai băgai și banii ulterior. Și nu era și aspirat. Și, bă, dar terminul? Gata, nu mai rău, da. Știu că și tu ai 2-2 aspirat, gata, am înțeles. Ce probleme ai avut cu mașina asta într-un an de zile, ai zis cu aia, nu?
Da, fac un an în primăvară. Dar strict la motor, nu consumabile sau astea? Sau... Strict la motor am avut din cauza mea într-o lună. Așa? Două ambreaje și o cutie. Asta e o performanță. Mi-au zis-o cam mulți. Eu n-am reușit să precez niciun ambreiaj până acum. Și am... am ceva ani și de permis și conduș, dar eu merg la drumul mult și mi-e greu să le prăjesc. Și cam, nu știu, ce probleme știi care modelul ăsta are obicei sau de ce, nu știu, de ce te-ai ferit? De fel m-aș feri că știu că are toată lumea. Toată lumea se ferește de rugină, că știu că are rugină. Păi asta e ceva specific, la, da, după o vârstă n-ai cum să scapi de ea. Dar zic, la motor, ce probleme au astea sau cum poți să le previi în cazul în care are o problemă specifică? Cred că consumul de ulei mai mult ca sigur. La toate BMW-urile vechi au consum. Da, dar are mare. 300 de mii, n-are extrem de mulți kilometri. Adică să zici că... Da, dar datorită vârstei și... Sunt mașini noi care consumă ulei. Sunt mașini care consumă ulei de fabrică. Gama, TFSI, TSI-ul. Da. Adică asta cu consumul de ulei, atât timp cât e într-o marjă normală, nu mi se pare de speriat. Ai simțit nevoia vreodată de mai mult scai? Asta cât are? 190 și... 192 scrie, dar nu cred că e mare pătos. Mai mult ca singură. Ai simțit nevoia de mai mult de 192? Nu știu, în depășiri sau în asta, bine, că bănesc că dacă te uiți în turație mare, având de rechei și aspirat. Da, după 3000 asta trage suficient. Trage foarte bine, da. Adică poți să te bazezi pe ea. Da. Și după părerea mea, cel puțin, poți să mă susții sau nu, mie astea mi se par ultimele, astea și să zicem mai 90, ultimele BMW-uri adevărate, în sensul că erau foarte bine făcute, adică vorbim și de materiale strict, sunt mult mai, nu știu, mai tari, mai, n-au plecat de la punct. Îți am zis că dacă te uiți într-una nouă acum... Da, multe modele, noi am văzut și eu pe YouTube, pe Instagram, pe astea, cum apeși pe ele. Bine, e normal în momentul în care apeși și forțezi un plastic și îl miști de la punctul lui să scârție. Da, da, dar mașini nu... ca noi, asta din 2001... Astea erau făcute care... mult mai bine și o spun și eu care am condus și am avut mașini, majoritatea fiind noi. Și într-adevăr, cele noi, indiferent de marcă, scârție mai tare decât astea vechi. Eu am un N90 care la fel, sunt exact ca la asta, nu pleacă, nu scârție, nu sau că se zgârie sau astea, dar nici ca și zgâriat. Materialele astea au fost folosite și sunt încă foarte, uite, butoane la fel. Da. La astea, rar când vezi un buton din asta să fie mâncat. Bine, ai că nu-l folosești în fiecare zi, dar tot. Sau dacă, de exemplu, se uzează ăsta de la schimbător, e ceva normal. Da. E asta în 5 trepte. Da. Aia era bună, așa, să te ajutăm. La drum lung, în principiu, dar și asta e bună că are alte rapoarte, sunt mai scurte, îți faci treaba cu ea, vorba aia. Da, în zile am avut treaba. E să nu știu că e datorită celui original. Asta este o mașină cu care ești oarecum la început sub formă de proiect, nu? Da, a fost și prima mea mașină. Gen, după 18 ani am mai stat 4-3 luni să strâmb bani să o iau. Și am zis că cu asta mor. Mă, ideea e că... Da, ideea e că mașinile astea, dacă sunt într-o stare bună, au preț. Adică sunt, nu știu, E38, E46, E36, care sunt și 10.000 de euro dacă sunt într-o stare bună. Într-adevăr, da. Nu le cumpără oricine, pentru că majoritatea la 10.000 și-ar lua un model mai nou. Da, asta. Dar să știi că astea, ca mașini, dacă e să vorbim strict de fiabilitate și de cât de bine se păstrează în timp, sunt cu mult peste alea mai noi. Asta, adică, de exemplu, F10-le e frumos, dar e mai slab la fiabilitate cu mult. Da. Sub asta. Și de exemplu 2000 diesel pe mașina asta, tu parcă ai avut, Mihai, nu? Da. Cât avea? 136 de cai. Da. Cum ți se pare față de 2.2 benzină sau 2.5 benzină? Și tras și consum și ce? Dacă ar fi acum să alegi, mi-a luat dieselul ăla sau ți-a luat o benzină? Eu am mers cu 2.5 diesel și comparam cu 2.2-ul meu. Așa? Și mi se pare că trage mai bine 2.2 benzină, care are 170 de cai. Și 2.5 are 163. Da, da, uite, vezi, atunci se făceau motoarele măricele, dar nu puneau cai. Și de asta sunt și fiabile, că nu sunt forțate. Da, exact. Adică sunt mașini 3000 dieselul pe asta cât are? 200 de cai, cred. Nu, 3000 dieselul. A, dieselul, nu știu. Da, 184 pe NFL și 192 pe Facebook. Da, din... cât am eu pe benzină pe asta acum, 192. Da, 3000 benzină aspirat pe același 200... model. 232. Aspirat. Ei, uite, ăla într-adevăr probabil îți dă o senzație foarte mișto. Că totuși e aspirat, sunt 200 și are cai. Dar uite, din 3000 diesel te-au scos 200 de cai. Da, sunt sigur că e și fiabil motorul ăla. Și dar cuplu destul de bun. Adică, acum în ziua de azi, la 2 litri diesel scot 250 de cai. Da, au combusturi, au... Sau din 1.0 benzină cu turbo scoate 160 de cai, 170, ceea ce mi se pare foarte mult. Și oricum motorul o să se simte că e chinuit, că e mic. Și, na,
Deci zici că n-ai vrea să renunți la mașina asta sub nicio formă, ți-e faci tu pe gustul tău și o ții. Da. N-ar fi o mașină pe un care ai renunțat la ea sau să... Asta nu. Chiar dacă aș avea și un accident, da, un total sau ceva, doamne. Bă, știi... fierul se repară, mai ales că sunt mașini care vorba ta se găsesc pe drumul și găsești asta piese. Acum, da, da. Și asta e un avantaj. Aș ține. Chiar dacă se, știm cu toții că trebuia să se face înainte de pandemie, legea cu... Norma de poluare. Norma de poluare pe... Taxa oxigen, ceva de genul, da. Da, da, uite, ce mi se pare mie puțin absurd la asta, știi că în Germania mașina, chiar dacă e non-euro, unde sunt limitările alea, dacă mașina este benzină, chiar dacă e non-euro, poți să mergi chiar în oraș. Problema este cu dieselul, care na, are noxele aferente, particulele alea și așa mai departe. Deci nu e problemă cu benzinarul. Benzinarul poate să fie și minus non-euro. La ei cel puțin așa e. La noi, din ce știu eu, pusăseră benzina cu dieselul. Da, exact. Eu n-aș pune așa. Aș pune benzina, dacă de exemplu pun bă, până la diesel euro 4, dau un exemplu, plătești taxă, benzina până la euro 2. Că până la urmă nu e vorba de aceleași noxe, nu e vorba de aceleași, nu știu, norme de poluare. CO2 și NOx. Tocmai. La CO2 e la diesel. Nu, sunt cu asta, cu efect de seră la benzină, adică călzire globală. E asta și la cancerigene, adică la diesel. Da. Doar că având în vedere că sunt foarte, foarte, foarte multe dieseluri pe stradă, nu ai cum să le scoți dintr-o dată, mai ales pasă generații mai nouă. Și eu personal la mașina asta, dacă le văd că sunt într-o stare bună, merg ok și nu dau fum sau ies la noxe, n-aș avea nicio problemă cu ele. Că da, sunt, adică atât timp cât mașina e în parametrii și la un diesel Euro 3, bă, dacă nu dă fum și iese la noxe, sunt mașini Euro 3 care au toba curată și sunt mașini Euro 6 care au toba neagră. Da. Și nu e vorba că dau fum, ideea e că se necresc tobele și mașina Euro 6 cu AdBlue, cu toate cele. Și sunt destul de complicate, doar că sunt sute de milioane de dieseluri. Adică să le scoți așa peste noapte, nu știu. Că într-adevăr, uite, benzinarul, n-ai trepidații, e mult mai multă liniște, o spun eu care sunt fan diesel. Și multă putere dacă o dai acum în întâia. Ia de. În întâia, la aici. Holo. Mă. Face dieselul așa. Nu știu că e din tramvai. Are jantele mici, trece. E conform, e 38. Ai uitat în ce te-ai urcat? Da. 39. E 3. Mă gândeam, 39, mă gândeam, mă gândeam la e 38, că e dream car-ul tău și de asta. Da, nu face dieselul așa, știu. Da. Da, întâia la 40 de oră. A întâia? A întâia, da, și eu acolo asta sunt în a patra. Acolo sunt... Să mai rupe o cutie și... A, deci așa ai mers ca să le, să le dovedești. Și cât e o cutie la une... La un... Nu, nu se mai găsește, dar... No. Da, cam așa, 15 milioane. Și un ambreaj, fiind benzină? Un ambreaj e... Nou trece de 3000 de lei. Nou. 3 milioane? 3000 de lei. Cu volantul, cu tot? Da, cu tot cu volantul. Ai schimbat și volanta? Da, de două ori, la ambele. La ce l-ai? Dar ce ai făcut? La benzină? Da, odată că m-am învârtit, asta nu prea scauzează că n-a așa. Și odată că am făcut burnout, de, s-a dus toate alea din ea. Adică... Nu știu ce volantă, volanta a dus la burnout, ce discu de ambreaj. Îți arăt pozele, o să-ți dau să vezi că era și volanta dusă. Bine, în principiu ideea e că dacă umbli și schimbi ambreajul și la diesel și așa, e bine să schimbi cu totul. Da. Dacă tot și umbli acolo. Și asta am zis și eu acum, dacă tot am ajuns aici, să schimbi și cu asta. Pentru că dacă tu îi schimbi strict rulment sau ceva și în timp începe să bată volanta la diesel, ia iurea, ai umblat și după aceea trebuie să umbli iar. Acum depinde de fiecare dacă vrea să bage bani în mașină, să o pună la punct sau nu, sau da, dacă vrei să o ții. Dar dacă începe să bată volanta, eu zic să-i schimb tot. Știu că majoritatea zic, că nu, că nu e volanta, e rulmentul, mai ales când văd mașina. Nu, îți putea volanta la benzină? Făcea și niște trepidații când accelerai mai mult, dar la relantiu. Și după aia s-a mâncat, că s-a dus ferodoul de pe disc, s-a spart placa și s-a făcut și volanta în neagră de tot. Înseamnă că i-ai dat, ai vrut să vezi dacă rezist. Și asta, și a fost nebunea la mea, fiind prima mașină, bă, hai că nu mi-am altă acasă să fac, că mi-am pus încrederea în ea. A făcut câtva timp, în jur de vreo 2 minute, cam așa. Și după aia... Au fost cele mai scumpe 2 minute în viața ta. Și după aia... Măcar să ai dovadă, să vadă că... Bărbatea spune 15, femeile 1, știi? Da, depinde de femeie, Mihai. Nu mai vorbești tu așa, că până la urmă e păcat să conduci E39 și să... Vorba aia să zic că femeia 1 în loc de 15, nu e frumos. Da. Și ce-mi place, uite-o, frate, ți arată aici altitudine. Altitudine. Și gradele. Păi tot timpul ești la înălțime de 39. Da. Da, da, da. Da, suntem la... Este o mașină business asta, da, și a fost
Și este, dacă... Și încă e, dacă e aranjată, încă dacă e aranjată, chiar e. Uite, de exemplu, Mihai când se duce la muncă, el e 39, că își rupe de 4 ori lipul până la muncă în București, da, partea nu, a doua. Da, nu contează. Dar el se îmbracă la cămașă, la costumul ăla, mai face și un live pe Instagram, repede. Dar, uite, de exemplu, mașina asta e foarte fun iarna, bine, dacă ai zăpadă. Da, dacă ai, dacă și dacă ai scos toate sistemele și toate cele, că uite, și eu la mea l-a găsut acum toate sistemele, nu se învârte, se învârte, dar e... Și e 90-ul la fel, dacă ai scos toate sistemele, e fun. De ce vrei să pleci acolo pe zăpadă, pe aici. Cu sistemul ăsta, fără sistem. Ia fără sistem. Fără sistem. Oprește aici și ce ai aici. Da. Asta să... Să... Hai, intră așa, vezi. Hai, că și oprește. Da, mă, lasă-l ușor. Nu știu, pregătește, da? Gândește că eu am vrut E36 prima mașină și mi-a luat Logan. Mamă, Logan. Stai jos, cum să filmezi eu. Trebuie să imortalizeze. Trebuie să iei. Trebuie să. Puta, te-a prins. A prins un pic, da. Mamă. Nu, ai acolo, nu. Ține pe ăsta, ce ai? Da. Se ține pe ăsta, dar nu știu să fac cum ai vrut. Bine, are și cauciucuri de iarnă. Asta e ce drept. Bă, știu să facă mai urât. Păi mea, când merg pe aici cu semislicul ăla pe care l-am eu. De vară. Da, Mihai, nu, dar nu toată lumea are cel mai frumos E38 din România, 39. Totuși. 30. Bă, dar chiar vreau să spun că să-ți iei șeptar și chiar nu vrei să te prinzi deloc, chiar mai rău te iei așa de mine. Vă duci cu băiatul ăla să faci schimb cu E38-ul ăla. Am văzut. Și lie, a? Cât este un E38, Mihai, în stare foarte bună? Unul așa să-ți placă ție. Da, depinde de motorizare acum. Da, depinde de motorizare. Găsești numai 2.8 de pe pisică, benzină. Așa. Așa, ok. Și în rest, diesel. Diesel e 2.5 și 3.000. Ce vreau pe E38, 3.0 benzină, care știu că e V8, dar nu... Pe NFL-ă. Să fie NFL, facelift, cum o fi, că știu că e bun, dar nu găsești ieftin și la noi în România. Din ce m-am uitat eu pe OLX acum... E greu să găsești o mașină întreținută, ținută în garaj și la bani puțin niciodată. Ok? Cam asta a fost, să trag la... Nu prea e zăpadă, dar a tras, ok? Da, s-a dat un pic. S-a învărtinit-o, a doua oră. A doua oră, că aveam, n-aveam sistemele puse. Gata, ai terminat cu plăbul? Da.